Da, suntem la <coughs> emisiunea Panoramic, ne-am propus un, un subiect important în această seară, important pentru că se discută foarte mult pe el, deși părerile sunt extrem de, de controversate, de contradictorii și aș putea să vă spun că par și interesate. Cum spuneam, România este lovită în ultimile zile de un imens scandal numit al interceptărilor, mai exact de cine este abilitat prin lege să facă interceptările infractorilor în diverse dosare. Ar fi o primă idee că a apărut într-un moment interesant. Știți că vă spuneam eu la emisiunea trecută că mie îmi pare acest scandal care începuse cu bătaie lungă. Adică în acest an ar trebui să ajungă în instanță să fie judecați sau au fost trimiși deja în judecată, deci practic ar trebui să avem sentințe, Elena Udrea, poate chiar și Traian Băsescu în anumite dosare, ele a mai mult sau mai puțin închipuite de pe la parchetul general, că DNA-ul nu se, nu se bagă, chiar și Șova, chiar și foarte mulți, nu cumva se leagă această problemă, ar fi de discutat, ca să avem o decizie a Curții Constituționale care spune, uh, spune negru pe alb, că nu mai e bine cu procuror, polițist, agent secret sau toți trei la un loc, uh, deci ăsta ar trebui să fie rezultatul muncii sau ăsta a fost până acum și trebuie să avem, uh, să scoatem din ecuație specialistul, că e agent secret sau cum sunt cei din serviciile secrete, SRI în cazul de față, sau mai știu ce, sau mai știu cum altfel. Că decizia Curții Constituționale este dată cel puțin în pripă și trebuie să menționăm acest lucru, o vedem, o vedem din două puncte de vedere. Astăzi, una dintre ziaristele cunoscute la nivel de țară, Sorina Matei, a remarcat anumite probleme care le, le sunt legate de decizia acestei curs constituționale. Și o stau și mă gândesc foarte așa, mai ales că se leagă de gorș, Stau și mă gândesc că acum vreun an de zile, când a izbunit scandalul Tony Greblă, Uh, cel care se afla era membru al Curții Constituționale. Toată lumea a știut, sau a bănuit că mai este și altceva. Până la urmă, Tony Drabble i a trimis în judecată, vom vedea cum se va termina procesul. Dar stau și mă întreb dacă decizia actuală a Curții Constituționale este chiar, chiar ireproșabilă. Și spun acest lucru sau mă întreb în această direcție. Datorită faptului că Sorina Matei, cum spuneam, remarcă faptul că acei justificare, domne, în alte țări se întâmplă așa sau așa cum justifică Curtea Constituțională, citează niște aiureri. La propriu. Deci, și chiar aș vrea să vă citesc de pe, de pe blogul lui Sorina Matei, ea spune așa, erori grave ale judecătorilor Curții Constituționale. În motivare, sunt prevederi care nu există, care vorbesc despre altcineva sau care arată cum organele judiciare pot lucra cu serviciile. Un articol de cod de procedură penală indicat de curtea constituțională nu există. Altele se referă la asigurarea martorului, la deschiderea unui pachet sau la infiltrări, nici de cum la punerea în executare a supravegherii tehnice. Ce spune Sorina Matei? Cităm. Motivarea celor șapte judecători ai Curții Constituționale conține erori grave, indicate toate expres la punctul 36, pagina 16, din decizia numărul 51 din 16 februarie 2016, doi, 2016, ce reprezintă exemple din codurile de procedură penale europene referitoare la activitatea și punerea în executare a supravegherii tehnice. Bun. Ce parte, și atât ce face, cităm ce face Curtea Constituțională. Un articol indicat de Curtea Constituțională în Codul de Procedură Penală al Germaniei nu există. Atenție, nu există. Un capitol indicat de Curtea Constituțională, ca exemplu în Codul de Procedură Penală al Suediei, nu se referă, de fapt, la executarea supravegherii tehnice. Secțiunea indicată tot ca model de urmat din Codul de Procedură Penală al Slovaciei se referă la martori și nu la supraveghere. Iar alte articole din codurile de procedură penală ale Cehiei și Luxemburgului sunt și ele greșite. Unul se referă la reținerea, deschiderea unui pachet, transport, iar celălalt la operațiune de infiltrare făcute în investigațiile penale, nici de cum la acțiune de punere în executarea supravegherii tehnice. <coughs> Pardon, alte articole indicate de cei șapte judecători constituționaliști, de demonstre în motivare, fac referire chiar și la colaborarea organelor judiciare cu serviciile de informații interne din statele respective, adică justifici o măsură anti prin ce, ce se întâmplă în alte țări. Deci, avem o mare problemă din acest punct de vedere și scandalul, părerea mea, că este doar la început, de fapt, este făcut în numele drepturilor omului, eu am impresia că e făcut ca să lărgească ochiurile plasei prin care să scape cel puțin o parte dintre cei care au probleme. Chiar dacă, să zicem așa, organele de anchetă, DNA, DICOT, parchetul general, ocolesc, că se vede clar că ocolesc anumite personaje politice, totuși cei care au fost prinși nu pot să spună careva dintre ei că n-ar fi vinovați de ceva. Ori, acum, pot să îmi pun întrebarea, scenariu, că se dorește salvarea lor într-un fel sau altul, pentru că Mulți au căzut pe tehnică de ascultare. Dacă noi nu mai recunoaștem probele respective, avem o mare problemă. Chiar dacă teoretic și spunea Laura Codruța și când a apărut de mai multe ori la televizor, spunea că normal e doar o parte a probatorului și mai sunt și alte probe. Și se poate face condamnarea pe acestea. Poate ar fi fost mai bine să facem ca la englezi, în sensul că acolo nu se ia probele de înregistrare, nu se ia în calcul. Bun. Ieri, deci, decizia Curții Constituționale a României privind neconstituționalitatea dispozițiilor privind efectuarea supravegherii tehnice de, cităm, de alte organe specializate ale statului, încheiem în citatul, a fost publicată în monitorul oficial. De asemenea, tot ieri a apărut și ordonanța care reglementează cumva lucrurile. De salutat, aș putea spune, faptul că <coughs> guvernul a intervenit la sfârșitul săptămânii trecute printr-o ordonanță care cel puțin la acest moment e ok. De ce vă spuneam acest lucru? În sensul că știți, DNA a cerut ca să facă ei toate chestiile astea au cerut vreo 25 de milioane de euro sau invers și DICOT-ul a cerut vreo 10 sau invers între ele, dar în final nu contează. Sume mari și care nu acopere problema. Monica Macovei estimează undeva la vreun miliard Costurile, un miliard de euro, costurile acestei aparaturi de ascultare. De deci ce am avea nevoie să mai facem să asculte și dicotul și DNA-ul și ăsta, când de fapt avem aici oamenii specializați și aparatura? Nimeni nu ne spune, dar asta e altă problemă. În esență, ce s-a hotărât? Să avem un centru, actualii specialiști sau și, bă, un centru în care să, să fie folosit de toate acestea, un centru național de interceptare care să poată, uh, al comunicațiilor care poate să fie folosit de toate aceste instituții pentru a-și face treaba. Ca și până acum pe undeva numai că s-a dus, uh, să zicem așa, umbrela SRI și se funcționează sub, sub ca perso uh, societate separată, centrul acesta național de, uh, de interceptare a comunicațiilor. De fapt, ca să se ajungă aici, a fost nevoie de niște modificări legislative. Legea numărul 14-1992, privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, s-a modificat și s-a completat. Și, 1, cum s-a completat? La articolul 8 se introduc, se introduc două aliniate noi, cu următorul cuprins. Pentru relația cu furnizorii de comunicații electronice destinate publicului, Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor este desemnat cu rolul de a obține, prelucra și stoca informații în domeniul securității naționale. La cererea organelor de urmărire penală, centrul asigură accesul nemijlocit și distinct al acestora la sistemele tehnice în scopul executării supravegherii tehnice prevăzute la articolul 138 din Codul de Procedură Penală. Condițiile concrete de acces la sistemele tehnice ale organelor judiciare se stabilesc prin protocoale de colaborare. Și a doua modificare, un alt citat, după această ordonanță de modificare a legii 1492, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins. Organele Serviciului Român de Informații nu pot efectua acte de cercetare penală. Nu pot lua măsuri, măsura reținerii sau arestării preventive și nici dispune de spații proprii de arest prin excepție organele Serviciului Roman de, Român de Informații pot fi desemnate organe de cercetare penală speciale conform articolului 55 Cod de procedură penală pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică conform prevederilor acelui act. <coughs> Mai exact, această ordonanță care, eu zic, aduce totuși normalitatea, ce spune? Avem specialiștii, îi folosim. Avem aparatura, o folosim. Deci nu mai dăm alți bani, altă distracție ca să nu văd că problema e alta. Cum formăm noi sau în cât timp formăm noi oameni specializați? Nu mă refer la cei care să înțeleagă din alte limbi. Asta e altă treabă. Să folosească aparatura. Mai e o problemă. Toată lumea când se gândește la interceptor se gândește bă, mi-ascultă telefonul și nu știu ce. Dar nu-i numai asta. Sau asta e doar o mică parte, cea mai simplă din problemă. De ce? Mai țineți minte când... Uh, Uh, era pe vremea unui fost ministru, și îmi scapă acum uh, numele, de ce bal, în remeș, când a fost înregistrat la o masă uh, ambientală. Deci, acolo, ca să ai microfonul, trebuie să fie, di să fie disimulat, s-ar putea să se mute. Deci, trebuie să ai specialiști în asta. Nu poți să o faci cu procurorul. Deci, trebuie oameni care să știe, să asculte, să vadă, să audă. Deci, de ce spuneam acest lucru? E normal ca acest lucru să se facă de oameni specializați și nu de procurori, chiar dacă ei sunt la excepțional. E adevărat. Și până acum se întâmpla la fel. Adică, eu cred, și cel puțin din ce am văzut din dosare, chiar dacă era cu sprijinul SRI, cum apărea în comunicatele acelea, nu cred, cel puțin n-am elemente în această direcție, că nu se întâmpla. Procurorul cerea procurorul conducea și îi se punea la dispoziție, să zicem, dovezi. Îi se puneau la dispoziție dovezi pe nu știu ce. Dar cel care făcea dosarul, cel care stabilea probele, care se ducea în instanță la judecător, era cu siguranță procurorul. Deci lucrurile nu se prea schimbă în această direcție. Însă pentru mine, apropo de scandalul interceptărilor, se, sunt câteva semne de întrebare. Uh, primul semn de întrebare vi l-am spus deja, Uh, se referă la uh, aceea, deci mi se pare prea pripă făcută. Scandalul a apărut din neant într-o perioadă în care uh, nu prea era nevoie de el, dar care ar putea fi explicabilă din două puncte de vedere. Avem an electoral și avem anul condamnărilor în multe domenii. Și atunci a trebuit să apară acest scandal, ca cel puțin de moment, vă spuneam, până se pun la punct unele lucruri, să avem o perioadă de întrerupere și să avem, do -ă, cum să vă spun, motivul legal ca probele să fie contestate. Ce va fi prin nici Nu vreau să mi imaginez. Citeam că avem undeva la, pe domeniul ăsta vreo 3 milioane jumate de spețe în tribunale la acest moment. Eu cred că vor fi, se vor dubla după aceste situații. Dar oricum. Acele șapte mii de dosare de care vorbea că le are DNA în cercetare, într-un fel sau altul. Deci, cel puțin în alea și vor fi probleme, dar vor fi sigur și din, și din urmă. Acum, apropo de semnele de întrebare, e de discutat, cum vă spuneam mai devreme, faptul ce spunea Sorina Matei. Faptul că avem deci, justificarea nu prea stă în picioare. De aia vă aduceam aminte cazul lui uh, Tony Greblă. Mă gândesc că nu i s-a spus unele lucruri, poate au mai rămas și colegi care joacă la uh, alte capete. Uh, am citit o speculație, câțiva dintre. Uh, să ia să ne amintim, câțiva dintre cei numiți la Curtea Constituțională în vremea Otream Băsescu sunt încă acolo. Poate că au anumite interese. A nu crede. A deci, a fi de toți, știți cum e, să nu vorbim, să nu avem suspiciuni nici la adresa procurorilor, nici la adresa polițiștilor. Suntem în România. Orice e posibil. Deci, eu, de exemplu, această decizie a CCR mi se pare destul de ciudată. Și mai ales în momentul ăsta. Nu am argumentele suficiente ca să o consider decât cel puțin ciudat. Doar atât. Dar apropo de... Mai e o problemă. Știți cum a apărut această decizie? E pregătită de vreun an de zile, da? S-a cerut poziție și la guvern, și la senat, și la Camera Deputaților. Ori remarca ziaristul Ion Cristoiu astăzi foarte interesant, niciuna din aceste instituții n-au trimis un punct de vedere referitor la uh, faptul că n ar trebui să avem uh, deci uh, ascultă interceptările să le facă uh, organele SRI. Deci foarte, uh, foarte interesant. Dacă la guvern e o problemă și aceea Sorina Matei remarca faptul că o adresă, de vreo șapte luni n-a ajuns nici acum la Curtea Constituțională, de deci ce făcută de pe vremea guvernului Ponta și s-a pierdut, o scrisoare pierdută s-a pierdut pe drum. În cazul Senatului și Camerei Deputaților, eu aș avea altă explicație. Cine-i materia, carnea de tun în acele interceptări? Parlamentarii. Ori, ăștia n-ar avea foarte mult interes să-și pună punctul de vedere și cu atât mai mult să iasă o lege bună. Aceasta ar fi o teorie. Uh, acum mai e o chestie. Foarte mult timp s-a vorbit de, acel, de, acea colaborare foarte bună, binomul, cu, cum îi spun unii <coughs> între DNA și SRI. Or, această decizie, cel puțin, la, uh, înainte de a apare ordonanța, dar probabil și de acum încolo, rupe cumva această frăție, Deși această colaborare bună trebuia să continui. Pentru că a mers bine. Deci, lupta anticorupție este un succes. Încă o dată spun, cu rezerva că unii sunt ocoliți din diverse motive, lupta anticorupție este un succes. Cei care sunt de cad în, în mâinile procurorilor sunt vinovați de ceva. Ori, în aceste condiții, cred că scopul a fost și acesta să rupem uh, colaborarea dintre cele două instituții care sunt în fruntea luptei anticorupție, pentru că dna n-ar fi ajuns acolo sus, în preferință dacă nu-i ajuta SRIU, nici DICOTU, și DICOTU a muncit, și alte instituții, dar cu siguranță au avut nevoie de suportul specialiștilor din, din acest domeniu. Deci, a spune că ce s-a întâmplat și se întâmplă pe această problemă, pe scandalul interceptărilor, nu este deloc întâmplătoare, aceste nu sunt deloc întâmplătoare lucrurile care apar și părerea mea că cineva a avut interes să o facă. Deci repet acest lucru ca și concluzie și bănuiesc că interesul vine dinspre poate chiar din afara poate chiar din afara țării am văzut o teorie care poate fi cea cea întemeiată am putea spune, cea, în sensul că una dintre, ce, dintre cei care avea interes ar fi chiar dinspre zona de răsăriteană. Uh, apropo de lucrurile, s-ar putea să vedem astă seară, pentru că sunt programate ieșiri uh, în media, pe TVR, pe alte televiziuni, și-a programat astă seară uh, ieșirii atât președintele Curții Constituționale, Augustin Zegrean, că și Laura Codruța Chiove și bănuiesc că pe această problemă vom afla multe lucruri interesante și în această seară și în zilele următoare, pentru că, pentru că încă o dată spun, Scandalul interceptorilor nu este încă la final, deși ar trebui să se termine aici. De ce? Pentru o perioadă să mergem pe această ordonanță de guvern, iar apoi să statuăm lucrurile așa cum trebuie. Dar dacă ne uităm la țările din Europa, ar trebui să o facem pe bune, nu cum a făcut-o Augustin Zegrean și a citat, știți cum e, cităm o lege de alte articole, cităm o țară, dar de fapt e alta și tot așa ce au făcut ei și ce se sizează Sorina Matei. Apropo de, apropo de știrile mai importante și de subiectul, de subiectele săptămânii, în ultimele minute, și o să întreb co colegii din redacție: cât mai am? Un minut îmi spun. Aș vrea să, să vorbesc de o răstunare de situație care s-a întâmplat în privitor la firma Brădet. Firma Brădet, știi care a fost acuzată pe nedrept că ar fi sursa de ecoli cu care s-au îmbolnăvit copiii din Argeș. E, mă așteptam să fie o contraofensivă ca să demonstreze că autoritățile au avut dreptate și că ministrul al agriculturii n-a vorbit gura fără el. Uh, cum spuneam asta, uh, deci e o răsturnare de situație pentru producătorul de lactate brăde, devenit celebr în scandalul contaminărilor cu ecoli. Săptămâna trecută, Institutul Cantacuzino a anunțat că rezultatul final al analizelor pe care le-a efectuat arată că tulpinele de E. de la copii cu sindrom hemolitic uremic nu sunt identice cu cele găsite în brânza produsă de brădet. Cu toate acestea, Documentele obținute de ziare.com arată că în analizele recoltate de la șapte angajații ai fabricii a fost depistat E. patogen, iar trei dintre probele pozitive prezintă ambele gene. Vetrotoxina, care provocă apariția SH-ului. Rezultatele sunt precizate în adresa, nu știu ce, se citează șt știri pe puro. Adică ce vor să spună? Vor să-l salveze pe ministru, știi, de fapt copiii n-au luat de acolo, dar de fapt e ceva, că de aia a zis ministru și nu știu ce individul respectiv care se află în fruntea Ministerului Agriculturii trebuia să plece acasă. Individul de conduce Ministerul Sănătății trebuia să plece de mult acasă. Din păcate sunt tehnocrați și tehnocrații că nu răspund. Asta este. Mulțumesc pentru atenție, ne vedem săptămâna viitoare la aceeași emisiune. La revedere!